După 7 zile de la startul noului sezon al Ligii Naționale, Divizia A1 Volei Municipal Zalău joacă în deplasare la Craiova cu echipa SCM Universitatea, partida fiind programată sâmbătă 20 octombrie de la ora 17. Cele două echipe s-au întâlnit de 2 ori în perioada de pregătire, oltenii reușind să se impună în 3 seturi la Craiova, în timp ce zălăoanii au câștigat pe teren propriu cu 3-0. În prima etapă, Municipal Zalău a învins Știința Explorări Baia Mare în 3 seturi, în timp ce SCM Universitatea Craiova s-a impus cu 3-1 în fața clujenilor. În pauza competițională, Zalăul a transferat 7 jucători. Miroslav Gradinarov, extremă, Andrei Spânu, centru, Iani Jeliascov, universal, Filip Crois, libero, Cristian Barta, coordonator, Ciprian Matei, universal, Mateus Dal Bosco, extremă. În staful tehnic îi regăsim pe Nicolae Jeliascov, antrenor principal, și pe Bogdan Nicolae, antrenor secund. Craiova will be the first real test, I think. It's always difficult in their gym. And they have a good team. I think they are better this season than last year. And yeah, I'm looking forward to a big battle there. Sâmbătă, în cadrul etapei a doua din noul sezon al Diviziei A1, Volei Municipal Zalău va juca pe terenul echipei SCM Universitatea Craiova, partida fiind programată pe data de 20 octombrie de la ora 17 la sala polivalentă din Craiova.